Săptămâna aceasta se anunță a fi una deosebit de favorabilă pentru două dintre zodii. Cu ajutorul divinității, acești nativi vor reuși să-și rezolve problemele și să-și găsească echilibrul de care au nevoie. Energia pozitivă și proiecția spirituală îi vor însoți pe parcursul săptămânii, oferindu-le claritate și putere de decizie. Taurii vor începe săptămâna cu o doză mare de energie și determinare. Divinitatea le va oferi protecție și îndrumare, ajutându-i să depășească obstacolele din viața lor. Această perioadă va fi una benefică pentru rezolvarea problemelor mai vechi, care poate le-au dat bătăi de cap. De asemenea, vor observa o îmbunătățire semnificativă în relațiile personale și profesionale. În sfera profesională, taurii vor avea parte de recunoaștere și succes. Este o săptămână excelentă pentru a-și pune în aplicare planurile și a lua decizii importante. Dacă au avut conflicte cu colegii sau superiorii, acum este momentul perfect pentru a le rezolva. Este important să fie receptiv la nevoile și sentimentele celor dragi pentru a crea o atmosferă plină de iubire și înțelegere. Scorpion. Scorpionii vor beneficia de o protecție divină care îi va ajuta să-și rezolve problemele și să-și recapete echilibrul interior. Această săptămână va aduce o serie de oportunități pentru ei, atât în plan profesional cât și personal. Pe plan profesional, scorpionii vor avea parte de surprize plăcute și de o ascensiune rapidă. Vor reuși să atragă atenția superiorilor prin munca lor de calitate și prin implicare activă în proiecte. Este posibil să primească oferte de colaborare sau promovări care le vor aduce satisfacție și împlinire. În viața personală, acești nativi vor avea parte de momente de introspecție și reconectare spirituală. Divinitatea le va oferi suportul necesar pentru a-și înțelege mai bine emoțiile și pentru a se elibera de fricile care îi împiedică să avanseze. Scorpionii vor simți o apropiere mai mare față de familie și prieteni, consolidând astfel legăturile afective. Relatează Click.ro.